Salutare, prieteni! Prieteni, bună ziua la dumneavoastră! Filmă și eu pe canalul meu, n-am ce să mai filmez. O să iau mașina de acum, Loganul, să umblu și eu cu el în oraș. Păi trebuie, patron. V-am permis, prieteni, v-am permis. Dar e prea mare glumereață aici, în București. Da, e agitație aici mare. Aș umbra și eu cu Loganul să mă recrăiesc, am permis. Da, am supărări în cap. Că m-aș plimba să conduc Loganul pe aici. Înțelegeți, prieteni? Și vreau să spun, prieteni, am umbrat prin oraș astăzi cu Mihaela. Tot așa, uite, stăm în mașină. Când avem ce face, stăm, e vânt, fu frig, astăzi poate a nici undeva, dar zăpada. Păi, la toate știrile, patronă, dacă vezi, zăpadă până la genunchi în alte orașe. Da, și mă consum, prieteni, foarte rău. De copii ăștia mă consum. Și de Alin, și de Ursul, și de Leo mă consum. Că nu e niciuna casă de Paște, toată lumea de Paște la cășile lor, petrec, fac și ai mei, bai să fie sănătos, aia. Mulțumesc lui Dumnezeu să bagă sănătate în ei și să nu mai se agită și să fie sănătate. Și vreau să spun, Lumină, dă-i telefonul mai încoa, că nu pot să tapez scaunul. Păi nu, că te vezi frumos. Lumină, așa. Vreau să-ți spun să nu te ceri cu noi, că ai copiii la noi și eu îți dau voie să le vezi la tatăl tău acolo oricând vrei tu, să vii acasă acolo la tatăl tău, că îți dau copiii să le vezi când vrei tu. Și asta spun, să ții relația cu noi, nu trebuie să te cerți. Noi nu ne certăm cu tine, ți-ai ales bărbatul, ți l-ai ales. Dacă ți-ai ales, ales, rămâi cu el. Noi când am alege și alege Ursul, când o alege Ursul, alege și el nevastă. Nu o să te râzi tu de Ursul, o să ia și Ursul nevastă frumoasă și cu minte. Înțelegi? Nu o să te râzi tu de Ursul, că Ursul e o nima în drum. Dar nu vorbesc eu acum, că n-are rost să vorbesc. Și nu mai avem nimic cu tine, să vii să-ți vezi copii, să te duci acolo la tatăl tău, să mai stai și tu cu copiii tăi. Și dacă vrei, poți să rămâi cu Măgarul, noi nu te obligăm. Ți l-ai ales pe Măgarul, ți l-ai ales, că e înalt, mare om. Ți l-ai ales de Măgarul, poate că mai vorbim toată viața. Că nu-l uităm pe Măgarul ce a făcut nouă, în ce situație ne-a făcut. Nu mă oprești tu să nu vorbesc de Măgarul. De Măgarul vorbesc toată viața mea. Că era nepotul meu care l-am botezat, de ce mi-a făcut el mie așa ceva? Să fi făcut alt ustrin, nu mă supăram, prieteni. Dacă îmi făcea alt ustrin. Dar mi-a făcut nepotul meu care botezat de mine. Și înțelegi, Lumină, asta e, îți dau ochii să vii la tatăl tău, îți dau copiii să le vezi când vrei tu și n-am treabă cu tine, nu de frică ori de ceva. Îmi pare rău că ai avut grijă de mine când eram în pușcărie și mi-ai filmat ce drept pe oitupul meu, dar ai luat și tu bani. Ți-ai făcut și tu oitup după mine la urmă. S-am făcut valoare, Lumină, și eu ți-am făcut valoare, Lumina lui Leo de la Traia. Cine ți-a făcut valoare? Nu noi. Eu și cu socul tău ți-am făcut. Și la neamurile tale valoare de au oitupuri și tot. Să recunoști tu fapta asta. Nu să-ți bagi joc de noi, să ne polecrezi, să ne faci de, cu barză. Că dacă vrem și noi facem, dar eu v-am spus că nu de frică ori de ceva. N-am nimic cu tine. Dacă tu ți-ai spart familia, ți-ai spart totul singură cu mâna ta. Familia ta unde era lângă copiii tăi. Ca lângă copiii tăi nu era nimeni, nici o bucurie. Aia era cea mai mare bucurie, să fii lângă copiii tăi. Acum ai copil mare Cămilă. Ai un copil mare Cămilă care îl iubești, care stai cu el. Și te-ai lipsit de copilașul tăi. Te-ai lipsit și stai cu Cămila mare aia. Da. Îi ții arbună lanțul la gâta lui. Îl ții la gât, arbună, ți-a dat arbună lanțul, Cămila, de Măgar.
Și aia, poți să vii la tată tău la orice oră. Că n-am treabă cu tine să-ți vezi copii. Și ursul când a venit să însoară și el, alege și el ce muiere vrea să ia. Și asta este, prieteni. Că nu să stăm așa, nici noi. Nu suntem drugă de coceni ca bătuia joc de noi. Înțelegeți, prieteni? Și o să te căiești tu mai târziu ce ai făcut, că n-ai făcut bine. Că n-ai făcut bine ce ai făcut. Că l-ai ales pe Maria și pe Jianu, socru, du-te la ei cu jinerii acolo, noră în casă. Să-i faci și lui Maria, să-i mături, să-i curățești, că mie măturai. Să-i mături, să-i faci cura lui Maria în cameră, că e bătrână, e bolnavă și ea. De-aia cresc cu copilul Maria și Jianu. Să aibă și ei la bătrâneață, noră, copil, să aibă grijă de ei. Nu se bate joc de ei. Înțelegi? Și las-o pe Bronețica, ce mai aveți cu ea, că se mărită ea singură. Bronețica a făcut și ea oitup, i-a făcut Alin, Eve, i-am spus lui Alin să-i facă și ei oitup. Să câștigă și ea un ban, să mănâncă copiii ei. Da. Și dacă vine caz pe Bronețica că a făcut și ea oitup, de ce? Să aibă și ea bănișorii ei, să mănâncă copiii ei. Că e o fată și ea năcăjită, e frumoasă, de frumoasă, nu-i oarbă, nu-i tioară. Ori ea oricine. Înțelegeți, prieteni? Și asta vreau să vă spun, că toată viața mea nu-l uit pe Magaru ce mi-a făcut. Nu-l uit, că era nepotul meu și fusei botezat de mine. Nu s-a gândit și el, înseamnă că nu-i judecă birbilica asta bine. Dom'le, la cine fac eu așa ceva? La nașa mea care m-a botezat? Și Leo e în spital, ursul în pușcărie. Cum să fac eu treaba asta? Lumină să-i fi zis. Eu nu vreau lumină să fug cu tine, că am muiere, am copii. Am trăit cu tine, am stat cu tine, dar nu vreau să fugim. Să ne luăm de bărbați, de femei. El ca o băiat judecat tânăr, nu trebuia să zic așa ceva. Ei, n-ai făcut așa ceva, Magarule, vorbești tu cu noi altă dată când te-ai întâlnit. Și te întrebăm de ce ai făcut așa ceva. Să vedem ce spui tu, am greșit, ori n-am știut, dacă ai greșit și n-ai știut, de ce ai ținut o lună, trebuia să o dai drum. Dar tu ai luat-o să o iei de femeie? Ai ținut o lună de zile, gata, trebuia, ai făcut după lumina. Trebuia să o lași și gata, să o aduci la tasă, la poartă acolo. Cum a făcut lumea țiganii. Să fi lăsat-o la tasă la poartă și gata. Dar tu ai luat-o să o iei tu crescută de mine. Nu-i bine că ai luat-o crescută de mine. Am crescut-o eu, era cu ursul în cras la școală. Era micutic. Și tu, Magarule, l-ai poleclit și ai vorbit urât de urs. Vorbești tu cu noi altădată. Că am auzit că îi spuneai lui Lumina că nu-i bun ursul, că tu ești bun. Că e așa, asta pe dincoace, ai zis numai vorbe ce nu trebuie, ai vorbit. Lasă că vorbești tu cu noi neapărat, cu de curând. Și asta este, prieten, n-am ce să mai vă vorbesc, o să mai vorbim pe canalul lui Leo, o să mai vorbesc și mâine, am și eu supărări, am și eu năcazuri din cap, n-am gândul numai lui Magaru și al lui Lumina. Și am și eu năcazuri din cap, ale mele, care poate trece și Magaru prin ăștia, la spital și la tribunal. Nu știi că dacă o trece și el tot așa. Nu-l brastăm în săptămâna de post, acu de Paște, dar mi-a făcut rău. Nu trebuia să-mi facă rău. Bună, prieten, sănătate multă și sărbători fericite!